orașul a început să funcționeze, avem într-adevăr, avem proiecte și nu numai europene, avem și proiecte, să spun, pe fel guvernamental, avem și proiecte mai micuțe, cum ne spun eu, ne-am împărțit cu proiecte locale, dar baza, din punctul meu de vedere, a dezvoltării orașului Hârșova și acum ăștia 4 ani zile și pe viitor, a reprezentat-o și sper să o reprezinte și pe viitor atragerea de fonduri europene. Pentru că aici, chiar dacă mai intervin sectorul eligibil, știți cum e, una este la faza de studiu de fezabilitate când se depune proiectul și apoi când se aprobă proiectul și facem proiectul tehnic, vom vedem că apar și alte cheltuieli suplimentare, ce ulterior devin cheltuieli eligibile. Asta nu înseamnă că renunțăm la proiect, mergem mai departe, pentru că totuși reușim să facem lucruri mari, lucruri frumoase, lucruri foarte costisitoare, cu o sumă mai mică de bani. Sunt proiecte, avem în momentul de față, știu pentru că am mai răspuns și cetățenilor care mă întrebau, avem 7 proiecte pe POR, POCU și pe POI, avem și 3 proiecte pe Interregiul România-Bulgaria. Aceste proiecte au fost finanțate prin fonduri guvernamentale și fonduri europene. Prin fonduri guvernamentale avem proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și în acest sens avem 4 proiecte finalizate. Reabilitarea drumurilor din orașul Hârșova. În cadrul acestui proiect s-au reabilitat străzi și tronsoane de străzi din oraș pe o lungime de aproximativ 10 km. Totodată mai avem în implementare o serie de proiecte cu fonduri europene. Alt proiect finanțat prin Interreg România-Bulgaria este Sănătate fără frontiere prin sport și cooperare, uniți în lupta împotriva bolilor. Acest proiect la fel se desfășoară în parteneriat, orașul Hârșova este lider de proiect, orașul Șabla din Bulgaria și Federația Română de Oină. În cadrul acestui proiect, practic, se va reabilita stadionul orașului Hârșova. Reabilitarea constă în modernizarea vestiarelor existente, în crearea unor tribune pentru oficialități, repararea tribunelor pentru hârșoveni. Se va pune gazon nou, terenul va fi folosit după aia nu numai pentru jocul de oină, va fi folosit pentru fotbal, handbal, tenis de câmp și alte activități sportive care se pot desfășura în aer liber. În afară de aceste proiecte, mai avem proiecte în cadrul programului operațional regional, proiecte care sunt deja în implementare. Unul din aceste proiecte este creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc Hârșova. În cadrul acestui proiect se va reabilita din punct de vedere energetic spitalul, practic se vor schimba toate geamurile și ușile din spital cu tâmplărie termopană performantă, se va face termoizolația pereților spitalului policlinicii, se va reface centrala termică, se va dota cu o centrală termică modernă. Tot pe programul operațional regional avem un alt proiect în implementare, dotarea infrastructurii ambulatorului Spitalului Orășenesc Hârșova. Acest proiect îmi spune că este aproape de final. În cadrul proiectului am achiziționat aparatură specifică spitalului, efectiv ecografe, tensiometre, tot ce ține de ambulatoriu.